Incendiu violent la o fabrică de mobilă din municipiul Rădăuți. În câteva ore, totul s-a făcut scrum. Pompierii militari au intervenit marți seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vechea fabrică de mobilă din Rădăuți. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, incendiul se manifesta la o hală de depozitare de cherestea pe aproximativ 200 de metri pătrați. La fața locului au intervenit pompieri militari cu 3 autospeciale de stingere cu sprijinul unei alte autospeciale din Siret. În incendiu au ars resturi lemnoase, rumeguși cu degajare mare de fum. Nu au fost înregistrate victime omenești.